programare de la 4, la dentist, nu la mecanic. V-a scos dintele curanga. Da, ne cerem scuze. Stai că sună telefonul. Alo, da? Alo, da? Spuneți? Bună ziua, nu vă supărați. Ciomu lucrează pentru dumneavoastră? Ciomu? Nu. De ce întrebați? Păi am avut o programare la frizerie. La frizerie? La mine scrie la urologie. Păi da, m-ați trimis la urologie, de asta vă întreb de Ciomu. Păi da, nu am auzit de niciun frizier Ciomu. Vai, îmi pare rău, da, cred că a înțeles altceva că ne-a spus băia de la vârf. Da, vai, îmi cer scuze. Dar cine e prostul care v-a trimis? Ei, cum cine? Tu! Da, stai că sună telefonul, îmi cer scuze, da, revine, alo, da? Aoleu, da, vorbiți mai încet că vă aud. Vorbiți frumos, vă rog. Cum adică eu sunt șomăl doacă? Pitica dracului, da? Ce-am făcut? Am trimis ungurii în PRM? Partidul Vadim Tudor. Aoleu, nu cred. Mamă, ce ești acolo. Da, cred că o să aveți nevoie de programare la dentist, așa-i? Anisia, poți să-mi spui, te rog, cum stăm cu programarea de la 8? A confirmat pacientul? Programare la dentist. Da, programare... programare la dentist? Păi știi că aveam o programare la 8, aveam o extracție, nu? Da... Cred că l-am trimis în altă parte. L-am trimis la frizat. Iarăși, măi, vezi că o să plângă și ăsta, că o intra cu freza în freza lui sau ce știu eu. Uite care treaba, Anisia, nu te supăra pe mine, dar dacă nu te organizezi un pic, o să trebuiască să te concediezi. Deci numai greșeli faci în ultimul timp. Deci săptămâna trecută ai trimis-o pe doamna aia care avea treabă la mecanic, ai trimis-o la ginecolog. Tu știi ce o înțeles ăla când eu zis că trebuie să schimbi uleiul? Și numai de asta ai făcut. Pe Ioana Roman ai trimis-o la degustare de mâncare, pe Cristian Dor Popescu la concert Five Gang. Mâine poimine mi-e frică că mă apuc fără să vreau de muzică, că și-o vine Jador că știa că trebuie să-i cântă în strungă. Vă rog, iertați-mă, dar e o clădire mare cu birouri, sunt multe companii, sunt multe persoane. Nu reușesc să mă organizez, sunt multe foi, vă rog, eu mult... Nu știu, nu mai pot să mai fac față fizic, efectiv. Păi eu ce să-ți fac? Știi că avem tehnologie, nu? De agenda 365.ro ai auzit? Nu. Păi fii atent, intre frumos pe agenda 365, te loghezi acolo și își face ea toată treaba pentru tine. Nu doar un pic, toată. Îți trimite înștiințări clienților cu dată, oră, ce detalii vrei tu. Poți să intri pe tabletă, pe laptop, ce vrea sufletul tău. Și în felul ăsta nu mai stai stresat la muncă, îți pierzi jobul și ești tu mai chill. Super! Păi exact de ce aveam eu nevoie, înlocuiești toate hârțoagele astea și așa. Foarte tare, wow! Da, o întrebare, dacă îmi permiteți. Aplicația asta poate fi folosită și în scopuri personale? Păi da, îți organizezi viața pe ori, pe ce ai tu nevoie. Foarte simplu și eficient. Nu, în sensul că mai personal de atât. Păi nu înțeleg. Of, eu am mai mulți iubiți și ăștia îmi dau mesaje în același timp. Și nu, îi cam încurc. Așa că pe ăla gras l-am făcut slab, pe ăla dotat l-am complexat și pe ăla nedotat l-am lăudat așa de tare că a început să-și fac poți în oglindă ca trei stariu. Țărmâna, nu vă supărați. Am avut o programare la dentist, dar cred că s-a făcut un fel de greșeală sau ceva pentru că am venit la un grup de LGBT, de băieți veseli SRL se numeau. Vai, ne cerem scuze, cred că am avut o problemă cu softul, acum fac schimbarea, unde doreați? A, nu mă schimbați, nu, vreau să-mi fac încă o programare pe săptămâna viitoare, că na, chiar mi-a plăcut. Agenda 365 este aplicația de care aveți nevoie. Ordinea și punctualitatea sunt definitorii pentru un business de succes. Agenda 365.